ne-am regăsit la Călător în România. Astăzi, pașii călătorului se opresc pentru câteva minute în Baia Sprie, unde am descoperit multe destinații interesante pe care le vom prezenta în câteva minute. Baia Sprie este un oraș din județul Maramureș. Ce putem vizita în Baia Sprie? Păi, hai să auzim! Biserica Adormirea Maicii Domnului, ansamblul muzeistic, este compus dintr-un singur obiect, adică biserica propriu-zisă din piatră. A existat și o clopotniță care s-a deteriorat și s-a demolat, care nu a avut nicio importanță istorică sau arhitectonică. Clădirea a fost construită în anul 1793, după cum arată și inscripția cioplită în piatra de pe frontispiciul ușii de intrare în biserică. Biserica este una din puținele clădiri din piatră din zona noastră și se deosebește de celelalte biserici prin faptul că nu are pronaos. Lacul Albastru. Se poate vedea chiar în Baia Sprie, într-o excursie de 4 ore, un lac sulfuros care își schimbă culoarea în funcție de concentrația de sulfur și ion de cupru. Lacul Albastru este unic prin origine, prăbușirea unei galerii de mină și chimismul apei. Datorită solubilizării compușilor sulfuroși, apa are culoarea verde, uneori cu reflexe de smarald. Când te apropii de el, ai senzația că te apropii de craterul unui vulcan. De pe un mal pe altul, distanța ar fi cam de 40-50 de metri, iar specialiștii spun că adâncimea este de numai 4 metri. Creasta Cocoșului. Rezervația geologică Creasta Cocoșului din Munții Gutâi a fost declarată arie ocrotită în 1954. Creasta reprezintă o porțiune dintr-un vechi crater vulcanic constituită din punct de vedere petrografic din andezite bazaltice cu piroxen și biotit de gutâi. În cadrul rezervației se evidențiază Creasta Cocoșului, care dă numele rezervației, reprezentând o colină ascuțită, crenelată de circa 200 de metri lungime, aflată la o altitudine medie de 1200 de metri, cu o orientare spațială aproape verticală după direcția nord-vest-sud-est. Rezervația fosiliferă Chiuzbaia. O zonă naturală protejată de un interes aparte este cea a Văii Chiuzbăii, unde pe versantul sudic al vârfului Niș, pe o suprafață de 50 de hectare, se află rezervația fosiliferă Chiuzbaia. Flora fosilă din această rezervație cuprinde 55 de familii, 107 genuri și 240 de specii.